Cartierul Nord pare că și-a pierdut strălucirea în fața gunoaielor. Pubelele de colectare a deșeurilor sunt pline, zonele de lângă spațiile special amenajate sunt îmbâxite de resturi menajere. Din cauza faptului că spațiul destinat aruncării gunoiului se află foarte aproape de blocul A10, locuitorii se confruntă zilnic atât cu mirosul neplăcut, cât și cu pungile și alte resturi aduse de vânt în spațiile destinate locuirii. Destul sălbatic, mai rău. Ar trebui curățată? Bineînțeles! Bineînțeles că trebuie. Și când plouă? Și când plouă aici e dezastru, nu poți să intri aici. Trebuie să o iei roată pe acolo să o culezi. Nu poți să treci pe aici de mine. Este normal așa ceva? Nu. Să facă ca la Constanța, capac și dor dișeartă. Nu, doamnă, să fie așa ar trebui, ca la Constanța. Este o problemă mare aici? Da, da, este. Este o infecție foarte mare aici, să știți. E nenorocire. Uite cum stau aici așa. Grămadă, dar nu face unul. Locuiți în apropiere, bănuiesc. Da, aici, la bloc. Deschideți geamurile? Poftim? Geamurile le deschideți, reușiți? Nu prea. După cum vedeți, este foarte frumos în municipiul Megidia. Aceste gunoaie la 6 metri de bloc. Nu putem deschide și noi geamurile să avem aer curat sau un aer mai răcoros în casă, deoarece intră tot acest miros de gunoaie. Copiii trec la școală, așa are grijă primăria de copiii municipiului, trec prin gunoaiele astea sau vin la sala de sport și trec pe aici să îmbolnăvesc copiii de malarie sau de alte boli. De când n-a mai fost ridicat gunoiul? Nu știu să vă spun asta. Nu, de obicei mașina de gunoi trece, deci nu-ți devină oamenii, dar aici nu știu cum să spun. Locul ăsta e prea mic aici pentru gunoi, prea dezordonat și prea aproape de bloc și de copii, de școală, de sala de sport. Ar trebui măcar împrejmuit? Nu, domnișoară, trebuie mutat de aici, trebuie mutat puțin mai la vale, după sala de sport. E loc destul acolo, după la grădinile alea. Nu suntem puturoși ca să-l ducem acolo. Noi, locatarii acestui bloc, vrem să fie mutat de aici. Ne-am săturat de mizeria asta de 20 de ani de când stăm aici. Să-l mute sau să facă gardă aici primarul. De-aia l-am votat, că e primarul pe Vrabie. De-aia l-am adus la pește să vină aici să facă treabă. Și n-a făcut nimic. Nici n-a venit odată pe aici să duc în jur să vadă ce aici. Îi scoardă spost, sunt copii, sunt cutare. Aici vin la mizerie, ne înroce aici. Să vină să-l mute, nu, să facă gard aici. Toate sectele astea sunt cu gard. Aici la noi nu. Nu, deloc. Toate hârtirii, lunea, să veniți și aici când bate vântul în fața. Pentru ce plătim alea toate alea? Să vină, domnule, să vină să facă primarul, dar nu l-am votat odată la pe Vrabi. L-am votat, dar l-am votat astea lumii, l-am pus, că e un om de extraordinar de bun. Să vină, n-a venit odată, nu l-am votat odată pe primar. Mai venea, era înainte când era la Boinescu, mai venea. Nu, acum ăsta nu mai vine deloc. Cei care scormonesc și aruncă pe lângă ghene pot fi sancționați conform lege. Potrivit articolului 2 aliniatul 1 litera P, cetățenii au obligația să nu caute și să nu își însușească deșeuri de orice fel din pubelele destinate colectării deșeurilor menajere și reciclabile. Conform ordinului 536 din 1997 privind aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, articolul 47, locul de amplasare a depozitelor de reziduri menajere se va alege astfel încât să nu producă disconfort vecinilor, să nu impurifice sursele locale de apă și să fie la cel puțin 10 metri de ferestrele locuințelor. Până când și în România deșeurile se vor colecta selectiv și oamenii vor duce o viață liniștită fără a fi nevoie să scormonească prin ghene sau să locuiască foarte aproape de spațiile destinate deșeurilor, nu rămâne decât ca autoritățile să mențină curățenia și eventual să mute sau să îngrădească ghenele după posibilități.